protopopiatul Vălenii de Munte au organizat astăzi prima parte a activității social-filantropice 1 iunie Bucuria Copiilor. Cu această ocazie au fost oferite daruri, constând în pachete cu dulciuri unui număr de peste 50 de copii proveniți din medii vulnerabile. De asemenea, în cadrul evenimentului desfășurat la sediul protopopiatului, cei prezenți au fost implicați în jocuri și activități interactive. Suntem bucuroși că astăzi găzduim în cadrul protopopiatului Vălenii de Munte un eveniment atât de plăcut, care ne amintește de copilăria noastră, pentru că suntem în preajma zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Astăzi am primit și găzduit în cadrul protoieriei un grup de peste 50 de copii, copii proveniți din familii defavorizate, copii vulnerabili, copii care provin din familii monoparentale sau care au părinții plecați în străinătate. Pentru a se bucura la această zi a bucuriei tuturor, ziua de 1 iunie. Suntem mulțumitori tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, pentru că alături de Protoieria Vălenii de Munte au venit în sprijin oameni de bine, au venit în sprijin Părintele Silviu Neacșu de la Parohia Sfinții Voievozi din Protopopiatul Ploiești Nord și multe alte persoane care ne-au sprijinit ca astăzi un strop de bucurie să adăugăm bucuriei copilăriei. În timpul petrecut, copiii au primit gustări, puse la dispoziție de părintele diacon Silviu Neacșu. Acțiunea de astăzi este o acțiune pe care am pornit-o la inițiativa câtorva prieteni. Ne-am dorit foarte mult ca acești prunci, acești copii din protoieria Vălenii de Munte, fără posibilități financiare, să înțeleagă faptul că biserica le este alături la necazuri, le este alături la nevoile pe care ei le au, dar le este alături și în bucurie. Am vrut să trăim odată cu ei această bucurie a copilăriei, am vrut să ne jucăm împreună cu ei, să simțim ce înseamnă să fii din nou copil și totodată în inimile noastre să punem și să însămânțăm mai mult acest cuvânt pe care ni-l adresează Mântuitorul: lăsați copiii să vină la mine. La finalul activității de astăzi, organizatorii le-au oferit copiilor dulciuri.